Au hârtiuțe pentru că deplasarea este... Hățco, bună dimineața, Johnule, pentru că ne permitem să țipăm pentru că suntem în garaj. Garaj care nu are ecou, garaj care țin să vă spun în cazul în care nu sunteți pe Instagram. Eu sunt Dorian acolo, vă apostrofez, Jonuțule, să dați follow pentru că ieri pe Instastory am pus toată seara cum am lustruit eu frumos garajul meu alb, cum am dat cu jmotru, cum am dat cu aspiratorul, cum am scos aici în echipă cu Cori, Johnule, toate plasticele alea care acopereau ușa asta. Uite-te cât de murdare erau, avea ușa asta o culoare... Deci ziceai că am cumpărat-o acum 10 ani, Jonuțule. Avem racul de la internet acolo, bine, mai trebuie șters și praful pe tot ce e șters aici. I-am rugat pe băieți să se grupeze într-o părticică mai mică, pentru că nu mai aveau nevoie să ocupe chiar tot garajul, pentru că majoritatea produselor din ceramică sunt deja afară. Afară este cald, așa că după ce mai aruncați odată un ochi la acest garaj superbisim, Jonule, și la luminile noastre puse în X, care n-aveau de fapt nicio legătură cu mașina, eu când le-am pus în X voiam doar să se vadă frumos pe mașină. După care voi mi-ați scris la comentarii: Jonuțule, vezi că ai un X acolo, ce faci când te schimbi pe Mercedes? Nicio problemă, facem un Y, băiatul meu, știi că Mercedes are Y-ul ăla înăuntru, semnul păcii ăla. Schimbăm imediat dacă e nevoie. Asta să fie problema. Chiar mă întrebam zilele trecute într-o notă funny, așa, de umor tipic popa, oare dacă se va mai lansa GLE-ul cu P9, la ce preț va ieși, zic eu acum? Cum ar fi, Jonuțule, în perioada următoare să găsim super deal-uri din astea din cauza situației ce se întâmplă, să găsim mașini la jumătate de preț, case la jumătate de preț? N-ar fi rău. Întrebarea e cine are bani. Jonuțule, mergem în curte pentru că vrem să vă arătăm toate update-urile. Ia uite ce noroc avem că nici nu-i foarte mult vânt. Băieții au lucrat în băiță, am pus faianță, au pus pereți de regii, se desfășoară lucrările la gard în continuare, dar ia uite-l fal nostru. Jonuțule, n-am masca la mine, motiv pentru care mi-am tras frumos bluzica. Băieții au pus deja primul rând de faianță. Aici vom avea o oglindă mare, 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 așa cum v-am obișnuit. Evident cu LED pe dreapta, LED pe stânga. Chiuvețica aici frumos bang pe perete, Jonuțule. Chiuvețica pe perete, aici o să fie WC-ul, după cum vedeți este montat deja rezervorul, venim cu regips peste, pe stânga și pe dreapta o să avem lavabil și cam asta se întâmplă aici la noi, Jonuțule. Mai avem și în curte câteva update-uri. Cam așa va arăta piscinica noastră cu rigolă și cu grilaj pus, Jonuțule. Este prima oară în viața mea, trebuie să vă recunosc, când văd grilaj din ceramică pe unde se va scurge apa, pentru că trebuie să vă mărturisesc, chiar mă întrebam, Jonule, o să fie de la de plastic încalș pe el să se rupă dinții ăștia la, ca la unele piscine? Nu-mi doream chestia asta. Se basculează puternic cu decul care trebuie montat pe gard până în băiță și cu decorativă albă între. Luni am înțeles că ne vor veni de la SSAB lămpile pentru gard. Uite-mă ce frumos arată acolo unde au terminat băieții decorativă. Uite-l, mă, mâncat la tata de gard. Aici bucata aceasta o avem terminată toată. Uitați-vă cât de frumos se vede, Jonuțule. Este superb. V-am mai povestit, aici vine dușul, aici vine ploaia, aici avem rigola de la duș pentru că nu vrem să se scurgă apa de la duș în piscină, nu este deloc smart. Iar undeva pe săptămâna viitoare, în funcție de cum ne permite și legea, Jonuțule, o să încercăm să polișăm și betonul de pe fundul piscinei, care trebuie ulterior hidroizolat și după aceea am montat tot mozaicul din piscină. Am hidroizolat aici, deja capacele ce vor fi ascunse în deck, pentru că am comandat, fiți atenți, niște căpăcele, sunt din inox, aici intră decul peste ele până la o buză nichelată, iar aici este altă buză nichelată care va face capacul și pe buza aceea se va monta deck, adică al nostru capac nu o să fie de metal sau de lucruri de alea urâte, o să fie exact din deck și o să se vadă doar un cheder așa pătrat care va delimita toată situația. Cam atât despre exteriorul nostru, se muncește la distanță, Jonuțule, pentru că nu este normal să stăm foarte apropiați. După cum vedeți, băieții sunt prăștiați câte unul câte unul. Au hârtiuțe pentru că deplasarea este... Oi, ce ai făcut, Jonuțule? Stai liniștit că nu cad eu, cad eu așa până cu două, băi. Avem acolo, uitați-vă cât deck avem acolo. Gata, gata să fie montat. Iar acum vom merge în casă, Jonuțule, pentru că s-au întâmplat foarte multe update-uri pe care voi nu le-ați văzut încă. Hai înăuntru. Băi, Jonuțule, momentul ăla cel mai cringiulescu când te sună curierul și spune că trebuie să vină să-ți aducă ceva, mai ales nowadays, bossule, toată lumea comandă. Cred că pun câte 2-3 comenzi pe zi de când sunt în carantină. Și îmi spune, era un colet pe care nu-l așteptam de la Bacău. Zic, what the fuck, eu, ce poate să vină de la Bacău? M-am gândit la un prieten de-al meu, Adi, primarul de acolo, nimic de la el. Și zic, bă, ciofi, ciofi, ce credeți, Jonuțule? Ce puteți crede? Au venit luminile de la SSAB, Jonuțule. Deci ele așa vin pe gard, da, alb simplu. Puteați intui că nebunul o să vrea și lumini de gard albe. Însă, crem de la crem. Încă o dată îl citesc pe faimosul Shelly, la Piece de Resistance. Bă, ce bine sună asta, Shelly, te iubesc. La Piece de Resistance. Senzațional. Uitați-vă, vă rog frumos, exact ce vă povesteam, da? Astea sunt ghidajele, exact ca la o cameră de filmat. Ăsta este fascicul.
fascicul LED de lumină, iar tu când ai pe gard, poți să spui efectiv ce fascicul vrei. Ori să bată în larg, în unghi obtuz, ori să bată în unghi strâns, ori să bată o linie dreaptă. Mi se par senzaționale luminile astea, Jonuțule. Congratulations, SSAB-ule, ești monstru. Mulțumesc Irina, cu care țin legătura tot timpul. Mulțumesc Anda. Ele mi-au sugerat să aleg aceste lumini care schimbă fasciculul, pentru că sincer să vă spun, nu știam că există, Jonuțule. Vă dați seama cum o să-mi fac eu una așa, una așa, una așa, una așa. Sau cum mă taie pe mine capul în ziulica aia, Jonuțule. Le-am pus băieților că îi așteaptă 4 cutii cu lumini când am văzut, când am văzut fragil pe coletele astea. Trebuie să vă mărturisesc că mi s-a tăiat respirația. Zic: Doamne, ferească Dumnezeu, ce colet e, ce prank e, ce s-a întâmplat, cine râde de mine? Dar nu, n-a râs nimeni de mine, este doar SSAB-ul care face treabă de calitate ca întotdeauna, Jonuțule. Băieții trebăluiesc în continuu, iar noi vom merge la interior să vă arătăm ce am mai făcut gata. Responsabil cu superbitățile create prin casă este Vali, vecinul, care este chiar peste mașină aici, îl văd. Îi văd creștetul. Vali este vecinul meu, suntem în carantină comună aici, că suntem puțini. Și să știți că el se ocupă de mobilă, m-a salvat din toate situațiile astea nasoale, știți, cu mobila venită cu canturile greșite, cu ce facem. El a tăiat dulap. Mamă, sună centrala asta în continuu, Jonuțule. El a tăiat dulapurile, el a făcut tot, iar voi veți vedea asta în câteva secunde. Mă sună de la spălătorie. Hai să vedem ce s-a întâmplat. Alo? Dai corect, dai corect, a venit momentelul, Jonuțule. Ah, ce-mi place mie să scot astea. Ah, ce-mi place mie să scot astea. Voila de vezi, dita mai oglinjoiu, Jonuțule. Stați un pic să scoatem toate astea ca să fie o treabă frumoasă. Noua oglindă de hol este aici. Deci vreau să vă mărturisesc o chestie, Jonuțule. Dar nu iese, mă, trebuie să iau un cuțit. Dai și un pic. Nu iese, mă. Trebuie să vă mărturisesc o chestiune, Jonuțule. Așteptam de ceva vreme să vină oglinzile astea și să termin și holul. Uitați-vă cât de frumos se vede și cu dulăpiorul. Aici, înainte să pleci, hă-s, Jonule, te-ai îmbrăcat repede să vezi care-i treaba. Și mai mult de atât, vă rog frumos. Priviți, mărețe umbre, la zidirea soarelui se știe. Avem un Opel de călăraș în domneștie, hă-s, Jonule. Deci am așteptat interfonescul ăsta, bă, băiatule, să pot să deschid și eu poarta aia fără să fie nevoie să ies afară o veșnicie. Asta este mașina băieților care trebăluiesc prin curte. După cum v-am spus, căutăm să n-avem foarte mult contact. Avem o echipă restrânsă de 3 băieți. Ei încă... Eu nu știam de ce se aude vântul în spatele meu. Zic, mă, pe unde bate vântul, mă, că m-am nenorocit. Mă duc să iau un cuțitaș, Jonuțule, să scoatem și ultimul lemn. Penele astea au fost puse de băieții care au montat oglinzile înspre a le ține în poziție până când se întărește siliconul pe spate. Ele acum sunt gata, gata, Jonuțule, să stea pe perete fără nicio problemă. Cutioaia asta, a mia cutioaie de carton, Jonuțule, că am aruncat atâta carton de s-au și întrebat băieții ăștia de la Rebu, bă, Jonule, dar de unde atâta carton? Uite-l, uitați-vă ce cutioaie de carton și ca să înțelegeți de la ce este, vă rog frumos să veniți să vedeți până când voi scoate acel lemn de acolo. Boss, nu mai e niciunul, mă? Bă, nu pot să cred, uite-te, mă, la ei, mă. Uite-te la fețele lor și uite cum erau ei mai devreme. Le-a cumpărat dita mai casa frumoasă cu bulgăraș de zgârmănit, bulgăraș de zgârmănit, fotoliu, canapea, garsonieră, hamac, zgârii, sisalul vieții, Jonuțule, pun pariu că o să se uite la el astăzi de 2-3 ori și tot în patul nostru ajung, Jonuțule. Stai, moti, nu fi sconks, nu fi sconks. Uite-te, mă, la el, mă. Deci o să vă spun un lucru, dacă plănuiți să vă mutați și aveți sufletele în casă, nota bene, ai mei motani. Hai, tati, bagă-te la cușcuța, mânca la tata, uite ce frumos stă. Și căpuțul aici, ia uite. Bună, tati, bună, moti. Da, cam asta este treaba. Sincer vă spun, am crezut că o să-i prindem și pe băieții noștri în dressing. Uite-te la sconksulete astea. Mă, sconksulete, mă, de ce nu stai, mă, în ăla, mă? Auzi, o să-i prindem în dressing, în sisal, iartă-mă, Doamne. Pentru că erau foarte frumoși când i-am lăsat. Au stat nici mai mult, nici mai puțin de 2 minute băgați de mine cu forța în el, da? În fine, trecem peste. Nici nu vă imaginați ce ascund aici. Dressingul meu la față este gata 70%, Jonuțule. Dar nu vi-l arătăm astăzi, pentru că vreau să-l vedeți. Stai să stingem și lumina. Vreau să-l vedeți când va fi 100% gata. Pentru că mie așa îmi plac lucrurile, Jonuțule. În baie ceva de menționat aici? Nu. Ba da, îmi dau seama că trebuie să vă întreb ceva și din baie, Jonuțule. Trebuie să vă zic că am frecat la această sticlă raie, respectiv oglinzi, geam, mozaic, etc. De mi-a venit acru. Și mi-amintesc că unii dintre voi ne-ați scris la comentarii că oglinda și sticla pătate de calcar se pot curăța cu spumă de ras. Și dacă da, este adevărat că de la spuma de ras ele cică nici nu se mai aburesc atât de ușor? Nu știu, vă întreb, vă rog frumos, ajutați-mă și scrieți-mi la comentarii, pentru că am șters cu igienol, Jonuțule, oglinzile și geamurile. Vreau să vă spun că am frecat 2 ore la baia asta și după gustul meu de tipicar tâmpit, mamișoare, cum m-ai făcut tu pe mine, nu sunt încă curate așa cum ar trebui. Așa că mi-este milă de doamna Coca, de tanti Coca, așa o cheamă pe doamna care va avea grijă de casa noastră, pentru că dacă eu voi intra în baie și vor fi urme de calcar, voi face precum o oală sub presiune, Jonuțule. Uite-și pe boschete ambulant. Deci, Babs este
cel care s-a acomodat cel mai repede în casă. Explorează în continuu. Cred că nu-i vine să creadă. Vă dați seama, de la o garsonieră de 40 de metri pătrați la 300 de metri pătrați cât sunt, până mansardă, că mansarda încă n-a văzut-o. N-are voie mansardă. Hai, Babsi, mergem jos. Babsi, Babsi, hai jos. Uite, nu stai, place camera, mă. Tu vezi, mă, că el deja se uită în cameră, mă. Mai rămâne să vorbească cu voi, mă, să zică că Johnule, dați subscribe la Babs Cats Company. Mergem jos să vă arătăm cum am pus kitul pe mozaic, Jonuțule, și cum am pus și plinta și cum am închis în sfârșit toată treaba cu bucătăria. Hai jos. Get away from my mozaic, my friend, cause this is bombă. Deci vă rog frumos. Băi, outlet de grese și faianță, am numai colaboratori mișto. Uitați-vă ce kit superb, ce culoare, ce gri, light, lejer, cât de frumos este. Trebuie să vă mărturisesc pentru că eu întotdeauna sunt sincer cu voi. În momentul în care am montat mozaicul, mozaicul este extrem de pretențios la montaj, da? Și am stat în cârca lui Cristi, cred că simțea răsuflarea în ceapă așa și mai vedeam cum mai un de la noi era cum trebuie, era un grad mai la stânga și zic, mă, ce face cu el? Și mi-a zis, bă, Dorian, ne pune mâna pe el să vezi că așa este el pus pe plasă, se va regla din kit. Mamă, am stat două zile, zic, dacă nu se reglează din kit, te mănânc. Uite cât de frumos a așezat, Jonuțule, și cât de frumos face să arate bucătăria bucătărie, pentru că dacă vă vine să credeți sau nu, trebuie să fiu sincer, să recunosc, bă, aici era prea mult alb, extrem de mult alb. E, acum cu argintiu ăsta care merge și cu hota și cu espresorul și cu tot ce trebuie, s-a echilibrat altfel situația. Uite, până și grilajele astea de la luat de la Ikea, de-mi plac mie, de oale fierbinți, uite cât de frumos se asortează, Jonuțule, da? Next level. Ba mai mult, dacă sunteți, bine, acum nu cred că sunteți în construcții, dar probabil după perioada aceasta dificilă, vă recomand, dacă vă place argintiu, să mergeți pe argintiu mat. Este un pic mai frumos și mai luxos decât cel nichelat, care lucește foarte tare și tinde să o dea în extrema cealaltă. Cam acestea sunt update-urile noastre din casă, Jonuțule, ne pregătim să intrăm live prin Skype cu emisiunea Acces Direct. Sună ciudat, dar este pentru o cauză nobilă. De ce? Pentru că în această duminică, Jonule, adică mâine mai precis pentru voi care vă uitați la acest vlog, familia Antena, familie din care și eu fac parte cu atâtea proiecte, Sacrificiu, Next Star și multe altele, Jonuțule, pregătește primul, dacă nu mă înșel, sper să nu spun prostii, primul teledon prin video call din România, Jonuțule, și duminică alături de unii dintre cei mai mari prezentatori ai Antenei 1, Jonuțule, printre care și bunul meu prieten și mentor Dan Negru, câțiva dintre noi, alături de prezentatorii din platou, vom prelua apeluri de la voi, Jonuțule, și vom aștepta cele mai din suflet donații pentru a salva țara noastră de această situație neplăcută, Jonuțule. Așa că nu uita, sună duminică la cel mai mare teledon organizat de familia Antena, Jonule. Donează și salvează. Asta este tema noastră, așa că nu uitați, ne putem auzi duminică chiar la telefon dacă voi sunați la teledon și mă prindeți pe fir. Până una alta, nu uitați, da subscribe, Dorian Popa, să aprindeți clopoțelul, pentru că fie ploaie, fie vânt, fie carantină, fie libertate, Jonuțule, noi suntem aici cu voie bună, surle și trâmbițe înspre a vă face zilele mai frumoase și de ce nu, chiar și în situațiile astea destul de grele, să vă așternem clasicul zâmbețel în colțul guriței. Nu uitați, dați follow pe Instagram, Corile Veu, sunt Dorian, follow pe Spotify, Dorian Popa, like pe cel mai obosit domn Facebook și de asemenea, țineți ochii pe www.dorianpopa.ro pentru că vă pregătim o surpriză de criză. Să aveți o zi și o cafeluță și un weekend mirobolant. Vreau doar să te încă, noaptea asta-i scurtă, la cum arăți n-o să te scun 100%. Vreau doar să te încă, noaptea asta-i scurtă, la cum arăți n-o să te scun 100%.